tradiții, obiceiuri, dar și multe istorisiri despre ia tradițională din zona de nord a județului Mehedinți veți putea afla pe 24 iunie, de ziua internațională a ei. Tania Lăin, șeful secției organizare evenimente și expoziții din cadrul Muzeului Regiunii Porților de Fier, va realiza o emisiune chiar acasă la Anica Gansu, întregita și cunoscuta interpretă de muzică populară din județul nostru. Tradițiile și obiceiurile din zona de nord a județului Mehedinți vor fi redate în ansamblu cu ocazia Zilei Internaționale a Iei. În acest an, principala piesă a costumului popular, Ia, va fi sărbătorită diferit față de cum se obișnuiseră mehedințenii la primele două ediții. Folclorul, tradițiile și obiceiurile mehedințene vor fi spuse în detaliu chiar de către o îndrăgită și cunoscută interpretă de muzică populară din județul Mehedinți. Este vorba despre Anica Gansu, alături de care Tania Lăin, șeful secției organizare evenimente și expoziții din cadrul Muzeului Regiunii Porților de Fier, organizează o emisiune inedită chiar acasă la artistă, unde vor fi prezenți mai mulți invitați. În Ie Oprec și Poale ne îmbrăcăm de sărbătoare, se jucăm Hora Frăției, că e sărbătoarea Iei pe pământul României. Aceasta era invitația pe care v-o adresam la primele două ediții ale festivalului dedicat Iei Tradiționale, Bucură-te Românie! Aceeași invitație v-o adresăm și acum, însă într-un alt mod față de cum v-am obișnuit. Vă așteptăm în cadrul unei emisiuni despre Ia Tradițională, obiceiuri și tradiții din zona de nord a județului Mehedinți, acasă la doamna muzicii populare mehedințene Anica Gansu și invitații dumneaei. Așadar, pe 24 iunie vă dau întâlnire pe pagina oficială de Facebook a Muzeului Regiunii Porților de Fier, începând cu orele 17. Ia Tradițională, piesa vestimentară pe care românii o poartă cu mândrie oriunde și oricând, este sărbătorită în fiecare an pe data de 24 iunie. Tot în aceeași zi va fi difuzată și emisiunea moderată de Tania Lăin, alături de invitata sa, Anica Gansu. Le veți putea urmări pe pagina oficială de Facebook a Muzeului Regiunii Porților de Fier, începând cu orele 17.